Proiectul vizează crearea unor șanse egale de dezvoltare a competențelor și aptitudinilor mamelor copiilor cu dizabilități prin participarea acestora la programe de calificare și instruire în vederea includerii pe piața muncii și inițierea de activități independente. Astfel, mămicile înscrise vor avea de ales între cursuri de antreprenoriat, patiser, cofetar, florar, decorator și manicură-pedicură. Proiectul a luat naștere la inițiativa președintelui Asociației Prietenii Monicăi, mama unei fetițe diagnosticate cu autism. Prin intermediul acestui proiect, Beatrice Iordache dorește de asemenea să împărtășească experiența sa mămicilor care au copii cu dizabilități. Acești copii diagnosticați cu autism vin în societatea noastră, care nu întotdeauna zâmbește, care au și mici răutăți, vin doar dacă sunteți invitați. Și acești copii sunt speciali. Și pentru ea am Asociația Prietenii Monicăi, pentru că am dorit să îi fac prieteni. Pentru mine am făcut următorul lucru. Am împărtășit experiența mea mămicilor din jur, pe care le-am văzut la spital, și am văzut că ochii lor nu erau la fel ca ai mei. Monica are acum 17 ani, s-a integrat perfect în societate, urmând cursurile unui liceu de masă. Cunoaște limbile engleză, franceză și japoneză și merge la karate. Faptul că din dorința de a ajuta și dorința de a ajuta copiii care din acea lume nu știu cum să se manifeste și nu știu cum să procedeze în această lume, eu cu mama... Ea a lucrat practic, dar de la mine s-a inspirat. Am dorit să ajutăm acei copii să vină în lumea aceasta, să pot să nu părăsească acea lumea lor, dar să știe cum să trăiască în lumea aceasta. Mămicile buzoiene au răspuns inițiativei asociației și s-au înscris în număr foarte mare la cursurile ce se vor ține în cadrul proiectului Profam, ce presupune reintegrarea pe piața muncii a mamelor copiilor cu dizabilități din regiunile București, Ilfov, Centru și Sud-Est. Aceste cursuri sunt binevenite pentru noi. Până în să am copii, eu am lucrat, am avut o slujbă. Acum, datorită acestor cursuri, m-am înscris la cursul de antreprenoriat. Sperăm să ne unim mai multe mămici și poate facem o mică afacere. Povestea mea a început în anul 2007, când am născut o fetiță aparent în limite normale, dar adevărata poveste a noastră a început în anul 2010, când fetița a fost diagnosticată cu autism și ADHD. Lupta a fost grea de la început și continuă, însă avem acum alte repere. La început trăiam într-o mare necunoscută, ne zbăteam să găsim soluții în țară sau în afara țării, dar Bunul Dumnezeu ne-a ajutat și am întâlnit oameni care s-au confruntat înaintea noastră cu această problemă, de la care am învățat foarte mult, și una dintre ele este doamna Beatrice Iordache, care m-a ajutat să fac primii pași în propria recuperare și apoi în recuperarea copilului. Cel mic are 4 ani și 7 luni și are autism, iar cel mare are 7 ani și 7 luni și are elemente de autism și ADHD. Am descoperit la cel mare pe la vârsta de 3 ani, urmăm tratament, am fost la grădință specială, am încercat să-l integrăm la o școală normală, foarte greu, dar cu ajutorul doamnei învățătoare facem eforturi să meargă spre bine. La nivelul județului Buzău sunt înregistrați 200 de copii cu autism. Reintegrarea copiilor în societate și în învățământul de masă ține foarte mult de modul de implicare al familiei, de vârsta la care copilul este diagnosticat, de vârsta la care începe terapia specifică și de noi ceilalți, cu cât de mare deschidere îi primim. Înscrierile pentru participarea la acest proiect nu s-au finalizat. Mamele dornice să beneficieze de cursuri de calificare pot lua legătura cu un reprezentant al Asociației Prietenii Monicăi la numărul de telefon 0756 092 982.